Majoritatea sectoarelor de drumuri naționale au carosabilul curat și umed. Zăpadă frământată cu grosimea de până la 1 centimetru este depusă pe carosabilul DN18 în pasul Gutăi, între kilometri 25 și 35, pe dealul Hera și în pasul Prislop, între kilometri 140 și 156. Stratul de zăpadă frământată măsoară până la 2 cm pe DN18 în pasul Prislop, între kilometrul 156 și kilometrul 180. Angajații secției de drumuri naționale au acționat cu 16 utilaje și au împrășteat 41 de tone de sare. Gheața este prezentă la malurile râurilor Tisa, Vișeu, Cisla, Vaser, Ruscova, Iza, Bursău, Lăpuș, Suciu, Cafnic, Firiza și Nistru. Poduri de gheață sunt pe râurile Mara și Firiza. Pe cursurile râurilor Iza, Botiza, Mara, Coseu și Cavnic există poduri de gheață cu ochiuri. Mâine vremea va fi ușor mai caldă decât normalul termic al perioadei. La munte vor predomina ninsorile.